El Matador, bere draft, tequila, pireu de căpșuni și suc de agave. Ok, începem prin a pune pireu de căpșuni undeva la 20 de mililitri, nu mai mult. Cam asta ar fi. 30 de mililitri de tequila. Undeva la 50 de mililitri de agave. Și punem și 2-3 picături de tabasco, să dea un extra kick. Așa. Da, amestecăm un pic, amestecăm așa, gentle. Deci tabasco merge foarte bine cu pireul de căpșuni, credeți-mă. Și punem berea peste. Să-i pun busuiesc proaspăt și arată foarte bine. El Matador.